Haideți să ne oprim un pic la o altă declarație care a făcut, a strânit un val de reacții în această săptămână. Este acel vot prin corespondență, acea declarație a președintei Maia Sandu că acest vot ar putea avea loc chiar în acest an, la scrutinul din acest an, și cumva sunt vizate acolo teritoriile mari, mai ales Canada și Statele Unite ale Americii, pentru că, așa cum am înțeles noi, guvernarea a promis diasporei măsuri și a promis pași concreți și iată că ei se întreprind acești pași concreți. Care este poziția dumneavoastră? Poziția mea este că trebuie să vedem lucrurile în complexitatea lor. Așa. În studioul dumneavoastră am spus, după alegerile, înainte de alegeri locale și imediat după alegeri locale, că noi am avut cele mai fraudate alegeri de când este Republica Moldova. Mă refer la cele locale. Presiune asupra candidaților să meargă din partea PAS-ului, implicarea a tot ce înseamnă instituțiile statului în acele alegeri, resurse administrative, financiare, bani bugetari, CNA, SIS, procuratură, tot ce doriți. Implicarea președintei Maia Sandu direct în promovarea candidaților PAS. Și cu toate astea, oamenii în urma acelor alegeri au spus Maia Sandu direct nu. Deoarece în rezultatul acelor alegeri, cu tot efortul depus, ei au luat 300 de primării. N-au câștigat niciun municipiu. Deci, votul este unul foarte concludent. Și eu spuneam în studioul dumneavoastră atunci că ceea ce s-a întâmplat în alegeri locale și mai ales având în vedere aceste rezultate alegerilor locale, alegerile prezidențiale vor fi fără niciun fel de limită. Așa. Având scopul de a fi nu salvată Republica Moldova. Scopul doar este unul, știți cum, formulat frumos, dar el este unul banal, cu orice, nu contează. Mijloace, ilegalități și tot așa mai departe, de a fi aleasă Maia Sandu pentru al doilea mandat. Deci, pornim de la asta. După care, ce a urmat? După care a urmat o analiză, deci după acele alegeri, care arată simplu, nu trebuie să ai foarte multă pregătire, că în orice formulă, dacă alegerile sunt corecte, libere și corecte, alegerile prezidențiale, în turul 2, Maia Sandu le pierde. Oricui. Cu cine ar ieși în turul 2? Dacă alegerile sunt libere și corecte. Așa. Și ce a urmat? A urmat anunțul fenomenal că avem nevoie de un referendum odată cu alegerile prezidențiale. Cu modificări de legislație de vreo 3 ori, într-o parte și în alta, pentru a oferi cadrul legal. Să nu credeți că acel referendum care urmează să fie și va avea loc odată cu alegerile prezidențiale, el are alt obiectiv. El are același obiectiv, scop. Realegerea Maia Sandu pentru al doilea mandat. Cu toate că la acel referend, asupra referendumului noi ne-am expus, am solicitat guvernării să nu insiste pentru că este foarte riscant, eu doar o să, rapid o să spun câteva lucruri. Apropo, n-ați fost invitat la acea consultație? Au fost inteligenți, pentru că oricum nu mergeam. Timpurile de discuții au trecut de mult. Așa. Deja suntem discuțiile respective are nevoie Maia Sandu pentru mandatul care îl visează. Văd cu atâta insistență. Noi avem de discutat probleme și de rezolvat probleme în Republica Moldova. Și nu separat trebuie să fie văzut acest vot prin corespondență. La noi premiile prin plicuri, voturile prin plicuri, deja tot prin plic o să treacă. Rezultatul important să obțină. Deci, toate aceste elemente au un singur obiectiv și este adevărat că va duce inevitabil la fraudare a alegerilor. Ori, oferirea dreptului pentru cetățenii noștri de a vota, spre deosebire de ăștia care vorbesc, au promis diasporei, noi am acționat așa cum a fost posibil atunci. Am deschis secții de votare în străinătate, am asigurat condiții și oamenii nu știu aflați în străinătate au început să voteze. Să nu credeți că noi nu am discutat parcursul timpului despre
votul prin, la distanță sau prin corespondență. Au fost multiple proiecte de lege. Doar că. Și o să vedeți cum va fi. Este una de a scrie în textul legii această opțiune vot prin corespondență. Și cu totul este altceva de implementat. De implementat. Așa. Pentru că aici este partea tehnică, aici este vorba de baza de informații. Sunt multe elemente care noi le-am discutat nu odată. Dar o să, aici probabil experții o să vorbească mai mult. Dreptul de a alege și dreptul de a fi ales sunt drepturi fundamentale. Dar în același rând să nu discuți despre securitatea votului și despre asigurarea că votul nu este fraudat, înseamnă a nu discuta. Și abordarea în două state mari, Canada, America, dar restul? De ce nu din Europa și așa mai departe? Deci obiectivul este unul foarte clar de a crea tot angrementul sau tot aranjamentul ăsta de instrumente pentru inclusiv, și eu vă spun, noi ca societate, și o spun asta foarte apăsat, noi ca societate avem în față un exercițiu foarte responsabil, să facem față unei presiuni enorme. Alegerile prezidențiale din acest an, care vor conține toate elementele, implicarea instituțiilor de stat, procuratură și așa mai departe. O să vedeți iarăși oponenții politici cum vor fi tratați. Patriotul, să nu-l excludem, exact în același context a fost creat pentru a mai închide gura. Vă referiți la acel centru de combatere a dezinformării? Da, am spus că el nu se numește patriot. Eu nu mai știu cum se numește centru el. Centru de combatere a dezinformării și manipulării. Ok. Așa. Deci, în aceeași ordine de idei a fost creat de a închide și mai mult gura la nivel de informare cu un singur scop, iarăși. Iar frauda va fi una pe măsură. Depinde de noi. Vom face față acestei încercări sau nu?